Bună seara! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit după o vară lungă și fierbinte și după un septembrie la fel de cald spre fierbinte, atât meteorologic cât și social. Ne întrebăm așadar care va fi viitorul nostru apropiat și mai puțin, așa că este momentul să reluăm discuțiile despre ce este România, privind și spre trecutul ei, să înțelegem prezentul și să vedem dacă putem să avem și o viziune asupra viitorului. Vor veni și în acest sezon de toamnă la ce este România, intelectuali publici din diverse zone, istorici, analiști de politică externă și de securitate, jurnaliști, comentatori, profesori universitari, lideri de think tank-uri. Și încercăm să definim această poveste foarte complicată care se cheamă România. Mergem astăzi seară undeva departe în timp pentru a reveni în prezent. Vom merge departe, vom merge în evul mediu românesc, în care ne se pare de clar, vorbim deseori despre istoria recentă, despre perioada interbelică, cercând să înțelegem România prin prisma acelor perioade, despre Marea Unire. Am vorbit adeseori despre pașoptiși, despre proiectul lor. Rare ori am ajuns mai departe în timp. O facem astăzi împreună cu dr. Marius Deaconescu, lector universitar la Facultatea de Istorie a Universității București. Nu întâmplător, avem aici în studio, nu numai pe profesorul Marius Deaconescu. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, mulțumesc de invitație și bună seara ascultătorilor dumneavoastră. Avem și două ediții din revista Historia. Două ediții ale căror coperți sunt generate de articole scrise de profesorul Marius Deaconescu de la Facultatea de Istorie Universității București. Unul dintr-un număr mai vechi, din aprilie, care întreabă dacă învins Mihai Viteazul la Călugăreni și vine să zguduie un mit puternic înrădăcinat în conștiințele noastre. Un altul recent din numărul curent al revistei Historia, numărul din septembrie, Vlad Țepeș, 500 de ani de manipulare. M-aș vrea asupra acestui ultim număr din revista Historia și asupra acestui ultim articol despre Vlad Țepeș. Noi l-am privit foarte mult prin prisma justițiarului. Asta e imaginea care a venit până la noi. Nu știu dacă a venit prin timp sau a fost construită mai recent. Despre asta vom vorbi. Dar în orice caz avem această imagine a justițiarului. Și iată că acest articol ni-l arată pe de o parte ca pe un lider autoritar, pe de altă parte ca pe un autor al unui program economic destul de coerent pentru vremea aceea, ca pe un pionier al integrării romilor. Iată, e la modă această discuție. Vlad Țepeș încerca lucrul acesta pe la 1400 și ceva. Cum rămâne cu imaginea acestor lideri medievali venită încoace? Și hai să ne referim la acest lider puternic, Vlad Țepeș, probabil unul dintre cei mai cunoscuți lideri români medievali în străinătate. Vlad Țepeș este încă și în acest moment o personalitate foarte controversată. De ce? Pe lângă faptul că s-au păstrat diverse imagini despre el în povestirile medievale germane, slave sau românești, chiar turcești, în ultimul secol, mai ales în perioada comunistă, s-a reconstruit tabloul despre el. De ce? Mai ales în timpul lui Ceaușescu era nevoie de niște exemple de autoritate, de dictatori care făceau bine. Și printre aceste exemple a fost și Vlad Țepeș. Și de aceea filmografia sau cărțile scrise despre el în perioada respectivă sunt nuanțate. Astăzi, cu toții învățăm în școală despre justițiarul Vlad Țepeș și mai puțin despre Vlad Țepeș real. Păi și nu era justițiar? Orice domnitor era obligat să fie justițiar. Poate că Vlad Țepeș a fost un pic mai accentuat decât alții. Poate că el a ținut mai mult, să zicem, la cinste, la onoare. Nu uitați că el a venit pe tron după câțiva ani buni de anarhie în țară. Deci după Mircea cel Bătrân, deci după 1411, timp de 30 de ani aproape, s-au perindat mai mulți domnitori pe tronul țării românești din cauza faptului că orice os domnesc putea să fie domnitor. Deci orice fiu legitim, fiu nelegitim, văr,
fiu de fică, nu conta ce relații de rudenie avea cu un vechi domnitor, puteai pretinde tronul domnesc. Fiind mulți pretendenți, boierii se grupau în jurul acestor pretendenți și automat câștiga acea tabără care era mai bine sprijinită. Ei, numai că nu era prea stabilă și venea alta și alta. Bineînțeles, mai ales că interveneau și budele străine. Mă refer la Regatul Ungariei și la Imperiul Otoman. Ei, în acest context vine pe tron Vlad Țepeș, care era conștient. Pentru o domnie solidă trebuia să-și impună o autoritate puternică, să fie recunoscut de către toți, la cel mai mic cercetător sau țăran până la cel mai mare nobil, boier, pentru a putea duce o politică coerentă. Azi, mă bucur că a sesizat două aspecte din articol, cel economic și cel referitor la romi. Da, haideți să le dezvoltăm puțin. Programul economic, din păcate, noi privim mai mult istoria medievală prin prisma luptelor cu turcii sau prin prisma eroilor a câtorva principi sau domnitori care s-au bătut cu turcii, tătarii sau cu alții. Și nu vedem în spatele lor ce era. Dar așa cum astăzi e importantă economia, la fel era foarte importantă și nevul mediu. Drumurile comerciale, vămile, târgurile aduceau venituri la visteria domnească. Cum ar care fi astăzi? Au drumurile comerciale importante? Prin țara românească trecea Giurgiu, care București. Bran, da, exact, care exact. Iar dar cel mai important era de la Chilia, venea pe Valea Buzăului și ajungea la Câmpul Lung. Iată că astăzi și după geopolitica l-a tăiat. L-a tăiat, da, a dispărut. În unificarea României în timp a dus la dispariția unor centre comerciale. De regulă, zonele de margine, de graniță, s-au dezvoltat în anumite perioade istorice. În momentul în care s-au unificat cele trei principate, automat zonele respective s-au transformat. Brașovul astăzi este cunoscut ca oraș turistic. În evul mediu era un oraș comercial de primă mână. Sibiu la fel. Astăzi nu prea un rol comercial. Bine, a fost industria grea în timpul lui Ceaușescu și în rest cam atât. Astăzi au un rol important comercial orașe gen Timișoara, gen Oradea, pentru că sunt pe graniță. Constanța, da. Cândva Brăila a fost Brăila un oraș, a fost un oraș important foarte în important. Mediu. A fost un port important, sigur și că da. Și în perioada modernă. Exact. În fine, Vlad Țepeș a încercat să obțină pentru negustorii români drepturi egale cu cele negustorilor sași. Erau negustori români? Da, deja erau. Deja erau. Deja aveam negustori români care făceau comerț, contribuiau la, unu, pe de o parte, duceau bunuri din principatul țării românești, mă refer la grâne sau la miere de albine, oi și așa mai departe, duceau în Imperiul Otoman, dar începeau să ducă și în Transilvania. Numai că, de regulă, în Transilvania trebuiau să vândă mărfurile angro, să le vândă negustorilor sași din Transilvania, la Brașov sau Sibiu, și ei le duceau mai departe în Ungaria. Vlad Țepeș a cerut dreptul pentru negustorii români să-și vândă ei direct mărfurile. Protecționismul, exact. Așadar, era protecționism foarte economic. Exact. Mai ales că negustorii sași puteau să-și vândă bunurile în țara românească. Deci el a cerut doar egalitate. Deci era interesat de dezvoltarea unei categorii economice, negustorimea, pentru că ei aduceau bani la visterie. Banul a contat enorm. Având bani, puteai întreține armata de deja. Deja apare oastea de mercenari. Fără bani nu puteai să o întreții. Deja oastea țării nu mai oastea țării este importantă. Mobilizată doar în marile campanii, dar deja greul este acea gardă domnească formată din mercenari în primul și în primul rând. Mai ales că erau cetele boierești. Boierii aveau fiecare cetele lor de oaste, care erau plătite din banii boierilor, dar aceste cete boierești puteau să fie centrifuge, să fie în jurul boierilor și nu în jurul domnitorului. Și de aceea domnitorul avea nevoie de oaste de mercenari care se poate bisi pe ei. În fine, un alt aspect foarte interesant a fost acea politică de integrare a romilor. A spus-o foarte delicat dumneavoastră. E o poveste, de fapt, în povestirile medievale despre el. Se spune la un moment dat că în bătălia cu turcii vin țiganii la Vlad Țepeș și el îi obligă să lupte. Îi omoară pe doi dintre ei și îi pune pe cineva să-l mănânce. Și spune, ori luptați cu turcii, ori vă mâncați între voi. Și de teamă, țiganii au luptat cu turcii. Cum este chiar o fază interesantă? Le-au pus, au îmbrăcat țiganii piei de vite și așa, intrând între caii turcilor, au speriat caii și au contribuit la victoriile, să zicem, lui Vlad Țepeș. Dar ideea în sine i-a obligat astfel pe țigani să lupte alături de români împotriva dușmanului comun. Ei fiind robi încă din acea vreme. Dar, practic, i-a integrat într-un scop clar definit în oastea țării românești. Aveau rolul lor clar în oaste. De ce despre aceste lucruri se vorbește mai puțin în predarea istoriei, cel puțin în fazele incipiente de educație? Nu vorbim de universitate, unde probabil că lucrurile se dezvoltă. Da, Manuel, de ce avem atâtea imagini false sau mitizate despre domnitori români, când de fapt în spate se găsesc atâtea imagini extraordinare? Iată numai câteva despre care am discutat în aceste minute. Din păcate, manualele sunt din ce în ce mai sumare.
pentru că se acordă o atenție din ce în ce mai redusă istoriei în învățământul preuniversitar. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, încă suntem tributari istoriografiei comuniste naționaliste. După 20 de ani, încă predomină, mă refer la evul mediu și la epoca modernă, nu la cea contemporană. Deci aici s-a scris mai mult, s-a schimbat înainte. Într-adevăr, s-a scris noul, s-a reconstruit de la zero. Pe când încoace e greu să reconstruiești ceva pe care au scris zeci de ani. Aici miturile sunt puternic înrădăcinate foarte, în conștiința foarte. Colectivă. Dovadă, a încercat profesorul Lucian Boia, printr-o carte care este singurul bestseller în istoriografia română, istorie și minte conștiința românească, de aproape 20 de ani, să schimbe ceva, să scoată în evidență o parte a istoriei reale, și se știe foarte bine care au fost reacțiile atât la Academiei Române sau unui istorici a serviții Academiei Române. Să nu uităm că această carte a lui Lucian Boia este tradusă în foarte multe limbi, publicată din Canada până în Ungaria, Polonia sau Cehia sau Marea Britanie, și nu știu câți istorici români se pot lăuda cu un asemenea succes. Bun, nu asta contează în acest moment. Ideea este că, din păcate, în cărțile de istorie predomină anumite imagini sacre, standard, tabu, putem spune, despre domnitorii români, și copiii, devenind maturi, rămân cu aceste personaje în sistemul lor de valori. La facultate vă loviți de asemenea imagini impregnate în mințile, mă rog, ale studenților care intră pe băncile facultății, începe acum și un nou universitar. Bineînțeles, eu lucrez în special cu anul întâi și mă lovesc adeseori de concepte pe care le-au însușit foarte bine în anii de liceu. Cum ar fi? Vă dau un exemplu. Transilvania, stat românesc, în evul mediu, voivodul Transilvaniei a fost ales de către boii români din Transilvania. Prostie. Pentru că Transilvania a fost o parte a regatului Ungariei, nevul mediu, n-a fost țara românească absolut deloc. Voievodul Transilvaniei era un demnitar de rang înalt, a treia poziție în ierarhia din Ungaria, și era numit direct de către regele Ungariei. Nobilii români din Transilvania aveau același drept ca și oricare nobil din regatul Ungariei. Deci nu erau în orice caz majoritari. Și în orice caz nu ei erau nu cei erau ei care nu decideau ei cine era să fie voievod, bineînțeles. Apoi, mituri de genul românii erau asupriți în Transilvania. Și nu este adevărat? Nu. În evul mediu, nu. În evul mediu, țăranul român avea același statut ca și țăranul maghiar. Din păcate, noi privim astăzi istoria evului mediu cu ochii omului contemporan sau modern. Adică, realități din secolul 18, 19 sau 20, în care, într-adevăr, au fost animozități puternice româno-maghiare, le transpunem și în evul mediu. Asta e o mare problemă. Un mare istoric francez, dacă mă înșel, Jacques Le Goff, spunea ceva de genul următor. Mm-hmm. Trebuie să privim evul mediu cu ochii omului medieval, epoca antică cu ochii omului antic, iar epoca modernă cu ochii omului modern. Adică să încercăm să ne transpunem în mentalul epocii respective și să gândim potrivit standardelor din acea epocă. Din păcate, noi nu refuzăm să facem asta. Marius Deaconescu, lector universitar la Facultatea de Istorie, invitat în această seară la Ce este România. Iată, să privim cu ochii contemporanului istoriei și nu cu ochii prezentului istoria. Dar cum o priveau oare românii medievali? În evul mediu, de exemplu, românii din Transilvania spuneau trăiască craiul, adică regele nostru. Că era Matia, că era Sigismund sau cine era rege pe tronul Ungariei. Nu se gândea deloc la domnii țării Românii sau Moldovei, da? Firește, pentru că craiul regele era în fruntea țării. Pe de altă parte, când aveau o problemă de judecate, se judecau de la nivelul scaunului de judecată nobiliar până la cel regal, în funcție de statutul lor, poziția lor socială, exact ca ceilalți membri ai societății din regatul Ungariei. Nu s-a schimbat absolut deloc nimic până în secolul XVIII, final de XVIII, când naționalismul maghiar, construit, să zicem, mai mult ca o reacție a măsurilor austriece de asimilare, începe să câștige teren în Ungaria și Transilvania și treptat, accentul cade pe o luptă română-maghiară. Cu nuanțe politice, bineînțeles. Dar asta nu era nevoie mediu, deloc. Iar în cealaltă parte, în Moldova și în Muntenia... Exemplu de mituri. De exemplu, un mit, un fals în istoriografia română este sentimentul de unitate medievală românească. Nu există așa ceva. Frontul român anti-otoman, cum se spunea în cărțile de istorie. Adevărat. Dinainte de 89, nu era adevărat. Deci românii s-au luptat cu turcii în conjuncturi clare, delimitate. Nu am luat noi inițiativa bătăliei cu turcii
ca să salvăm Europa și noi să scoatem pe turci dincolo de Balcani, înapoi în Asia Mică. Noi ne-am luptat cu turcii atunci când a fost nevoie să ridicăm sabia și chiar au fost multe fapte de eroism făcute de români, puțin cunoscute de către mulți. Și, din păcate, s-a pus accent pe o falsă teorie, frontul comun anti-otoman al celor trei țări românești, n-a existat niciodată așa ceva. Fiecare și-a urmărit propriul scaun. Domnitorul care era atunci în funcție, împreună cu boierii din jurul său, urmăreau propriile interese. Nimeni nu s-a gândit la un front comun anti-otoman. Absolut deloc. În momentul în care Ștefan cel Mare, devenind vasal al lui Matia Corvin, în 1475, avea atunci, putem vorbi de o politică unitară, în sensul că Matia Corvin îl avea vasal pe Ștefan cel Mare și voia să-și pună vasal și în țara românească. Pentru că Laiotul Basarab trăda și atunci a fost adus la Țepeș, care a domnit încă vreo 6 săptămâni și a fost ucis de către ei săi. Atunci a fost o politică unitară. De ce? Era nevoie în țara românească, fiind un stat tampon, între Regatul Ungariei și Imperiul Otoman, era nevoie de un domnitor fidel. Atât. În rest, fiecare era pe cont propriu. Profesorul Marius Diaconescu, lector la Universitatea București, Facultatea de Istorie, la Ce este România. Ați publicat studii și cărți consultând arhive din Austria, din Polonia, din Ungaria, din Vatican. Cum se vede acolo România? Documentele reflectă realitatea. Adică? Noi nu am fost un popor care să fie băgat prea mult în seamă de cei străini. Nu ne-a remarcat prea mult în lume, nici atunci, nici acum, din păcate, decât poate cu fapte rele. Ceea ce m-a frapat în documente, atunci când erau caracterizări generale despre români, imaginea este întotdeauna negativă. În anii 90 și ceva, eram prin arhive prin Viena sau prin Budapesta, documente scrise nu de unguri, să zicem că ungurii ar fi avut ceva cu noi. Poate unii ascultători se gândesc la această perspectivă. Nu. De austrieci, de italieni, de francezi, în fine, nu contează. Vis-a-vis de români din Transilvania, din Muntenia sau români din Munții Slovaciei, de aia știm prea puțin din păcate, întotdeauna imaginea este neagră. Românii sunt incendiatori, sunt hoți, sunt mincinoși, nu sunt harnici. Asta e percepția, din păcate, care, din secolul XIV-XV este până astăzi, nu s-a schimbat aproape nimic. Vinovați nu sunt străinii, suntem noi, din păcate. Acesta este un răspuns în stare să ne descumpănească. Pentru că iarăși putem fi acuzați, nu? Așa cum, nu știu dacă știți, dacă ați urmărit site-ul revistei Historia, în urma articolului cu Vlad Țepeș, unii cititori vă acuză asta. Este o abordare lipsită de patriotism. Dacă spune lucrurile astea. A fi patriot nu înseamnă a fi mincinos. Că suntem lipsiți de patriotism. A fi patriot nu înseamnă a fi mincinos. Patriotismul nu se măsoară în minciuni. Absolut deloc. Și pot să vă asigur că sunt mulți istorici în România care vor să scrie o istorie reală și care sunt mult mai patrioți decât cei care se declară mari patrioți și iau medalii pe câmpul de luptă, să zicem, al presei sau în altă parte. Acesta e un lucru interesant. Există așadar un conflict, dacă cuvântul nu e prea dur, între anumite generații de istorie, între anumite școli de gândire, da, referitor la istoria medievală. Mă așteptam să fie la o istorie ceva mai apropiată de zilele noastre. Nu neapărat un conflict deschis sau direct, dar există puncte de vedere diferite. Generația mai tânără, să zicem, formată după anii 90, încearcă să prezinte istoria real, fără mituri, dar asta nu înseamnă că, demitizând eroii noștri, nu îi apreciem. Adică, dumneavoastră, vă întrebați, de exemplu, a învins Mihai Viteazul la Călugăreni? Nu. Articolul arată că mai curând nu. Deși bătălia a fost dramatică. Într-un război sunt mai multe bătălii și depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Pentru noi călugăreni este o mare victorie. Da, este. Așa până e la un punct, conștiința noastră. Dar, să zicem, transformând un pic discursul puțin mai hazliu, atunci când s-a ridicat Sinan Pașa din Mlaștină și punând mâna la ochi să vadă unde e oastea de Mihai, Mihai nu mai era pe acolo. Adică după ce s-a dat marea bătălie la Călugăreni, într-adevăr au murit mulți turci acolo, românii au fost mai mult răniți decât morți, deci asta e raportul, după cum spun martorii la eveniment, au murit mulți turci, dar au fost răniți foarte mulți români. Dar după ce s-a terminat bătălia, Mihai Viteazul s-a retras către Codrii, către Carpați, așteptând să vină Sigismund Batory, prințul Transilvaniei, cu oaste. Fiindcă era conștient, nu putea să facă față unei lupte continue cu Sinan și cu armata otomană. Să nu uităm că după Călugăreni,
Sinan și-a pus oaste în Târgoviște și în București și a început să fortifice cele două orașe, punându-și guvernatori în orașe și începând procesul de transformare a țării în pașalâc. Deci cum putem vorbi de o victorie la Călugăreni când, de fapt, după el stăpânește turcul în țară și nu-i evitează? Și totuși, până la urmă, au fost expulzați. Au fost alungați, fiindcă a venit principiul de Transilvaniei cu oaste. Deci, Mihai Viteazu a fost vasal al lui Sigismund Bathory. În acel moment era chiar un fel de guvernator pus, numai un tratat de la Alba Iulia, conceput de către un român, mare cancelar al Transilvaniei, Ștefan Iojica. Practic, Mihai Viteazu, împreună cu Ștefan Răzvan, domnul Moldovei, a devenit un fel de guvernator al celor două principate, principele unic fiind Sigismund Bathory. O primă unire, de fapt. În fine, nu asta acum e important. Important este să tratăm acest eveniment călugăreniu dintr-o perspectivă reală. A fost o bătălie pe moment, un fel de conflict pe moment. Un fel de termopile, exact, câștigat în acel moment, un fel de ambuscadă. Nu a fost o victorie, dar a fost o ambuscadă câștigată de Mihai Viteazu, dar doar o ambuscadă, nimic altceva. Mai avem exemple de privire falsă asupra acestor evenimente. Mergând cu 200 de ani mai devreme, bătălia de Rovine. Mircea cel Bătrân îl bate pe Baiazid. Nu învățăm în școala asta, avem și versurile lui Mihai Eminescu. Și nu e nimic adevărat. Pentru că după bătălia de la Rovine, Mircea cel Bătrân stă 2 ani jumate aproape în Transilvania. Dacă ar fi fost bătălia câștigată, ce căuta în martie 1395 la Brașov și se închina regele Ungariei Sigismund de Luxemburg? De ce de 4 ore a încercat armata maghiară să-l pună pe tron pe Mircea cel Bătrân? Odată inclusiv regele a condus oastea ungară în țara românească și nu a reușit pentru că a venit turci întotdeauna și l-au alungat pe Mircea. Dovadă că nu a câștigat Mircea acea bătălie, dacă a fugit din țară. Dar noi totdeauna vedem doar momentul care ne place și nu vrem să vedem în ansamblu. O mare lipsă în istoriografia românească este absența unei perspective. Noi trebuie să integrăm totdeauna istoria românilor în istoria universală. Avem locul nostru. Și nu e chiar un loc zero. Nu. Avem un loc important. Dar nu știm să identificăm acele personaje sau acele momente din istoria universală care, într-adevăr, ne-au adus o poziție importantă. Dați-mi un exemplu. Iancu de Hunedoara sau Matia Corvin. Citim câte pe ceva în cărțile de istorie. Ne-l asumăm mai mult pe Matia Corvin, da, mai puțin. Pentru că Iancu, noi îl privim ca un erou român, ungurii ca un erou maghiar. Pe Matia Corvin noi îl renegăm, ungurii îl privesc ca un rege maghiar, deși atunci, în epocă, se spunea sușitare. Matia e de origine românească și nu era o rușine pentru nimeni așa ceva. În Evul Mediu erau mulți nobili români care au ajuns în ierarhie destul de sus în regatul Ungariei, dar, într-adevăr, cealaltă poziție a avut-o Matia Corvin și tatăl său, Iancu de Hunedoara. Ar trebui să ne mândrim cu asta. În istoriografiile, în istoriile universale, scoase la Cambridge sau aiurea în lume, se vorbește și de Matia și de Iancu, dar rare ori găsești un cuvânt că ei ar fi români. Vina este noastră. Atunci când mergem la congrese de istorie, de exemplu internaționale, când putem revendica aceste personaje pentru istoria noastră, sau să arătăm că și noi avem dreptul să ne revendicăm. Exact. Nu, preferăm să abordăm subiecte în care mai mult ne plângem decât să ieșim în față cu ceea ce a fost real. Dar trebuie să ne asumăm. Încă mai funcționează acel mit, exact, că am stat la porțile și am apărat, în timp ce ei construiau catedrale, exact, și așa mai departe. Exact. Încă mai funcționează astăzi, din păcate, 2010, da, un asemenea mit. Din păcate, mit, da. Deși, să nu uităm, noi ne-am luptat cu turcii ca să ne apărăm. A fost un război de conjunctură. Bun, n-am fost singuri. Dar și n-am fost pe drumul principal de acces al turcilor către centrul Europei. Greul bătăilor în Evul Mediu, în secolul 15, în special, până la Mohaci, l-a dus Ungaria, fără supărare. Până când exceptând, dat, da, exceptând deceniul 8, deci anii 70, în timpul lui Ștefan cel Mare, exceptând acea perioadă, cele mai multe bătălii au fost între turci și unguri. Mă refer și la raportul de forțe și la numărul conflictelor. Foarte interesant, la noi se știe prea puțin, se vorbește prea puțin despre istoria Transilvaniei și cât de mult a influențat Transilvania acest spațiu. Iată, mereu domnitorii români se refugiază în Transilvania, au relații, sunt când vasali. Bun, asta vasalitate în Evul Mediu iarăși e o chestiune este pe care normal. Noi primim cu niște complexe, ca și cum ne-am fi predat. Da, asta era o raport. În Evul Mediu este ceva obișnuit ca un domnitor, principe, prinț, rege, să zicem, de un rang inferior, să fie vasal unui senior, unea mai puternic. Era ceva obișnuit.
Așa cum astăzi, vorbind de clientelism politic, adică mari, unii baroni, să zicem, au niște clienți ai lor care sunt deputați sau senatori, în evul mediu, ceea ce se face normal astăzi, da? În evul mediu, prinții, domnitorii, ducii, marchizii, depinde ce titulatură avea fiecare, erau vasali unui rege sau împărat, celui care era mai puternic. Nu erau rușine atunci. Firește, ca și vasal, încercai să te sustragi de multe ori obligațiilor. Nu erau ele foarte mari. Încercai să profiți. Noi aveam un avantaj. Eram, cel puțin țara românească, era între Imperiul Otoman și Regatul Ungariei în secolul 15. Și, practic, de multe ori domnitorii pendulau între cei doi. Având o situație de duplicitate, puteau să se raporteze când la unul, când la altul, amenințând ceva de genul. Îți prea mari cerință din partea turcului, mă duc cu ungurul, sau invers. Și puteai obține protecție din partea unuia împotriva celuilalt și invers. În secolul 15, dar asta mergea, a mers? Da, în secolul 15, în perioada de pace, între cele două puteri, Ungaria și Imperiul Otoman, exista regimul dublei suzeranități asupra țării românești, la fel ca și asupra Serbiei. Ce însemna asta? Când semnau tratate de pace, se spunea acolo, domnul țării românești plătește tribut turcilor și celelalte dări și îl ascultă pe regele Ungariei, adică este vasal și regele Ungariei. Acest statut l-a avut, de exemplu, și Ștefan cel Mare, în perioada în care era în relații de pace cu după 1475, 76, 83, pardon, când a făcut pace cu turcii și era vasal și regele Ungariei. Sau, înainte de a porni războiul cu turcii, Ștefan era vasal regelui polonez și sultanului otoman, pentru că plătea tribut turcilor, dar depunea omagiu regelui polonez. De ce oare în istoriografia română niciodată nu negăm realitatea relației de vasalitate a domnilor țării Moldovei față de regele polonez, dar întotdeauna, sau aproape întotdeauna, negăm această realitate a relațiilor similare cu Ungaria. De ce? Pentru că, la fel, Pentru că avem acest complex privim evul mediu cu ochii omului contemporan. Asta e problema. Asta e singura problema noastră. Dacă am privit cu ochii omului medieval, am înțelege situația. Asta e o realitate medievală. Până oare această permanentă duplicitate să fi venit și până în ziua de astăzi, duplicitate politică, până la urmă, și de politică externă, să-și tragă rădăcinile duplicitatea de astăzi și această... Nu. Oare să, nu să cred mergem asta. Până nu acolo? Cred, nu cred că actualii guvernanți ai noștri sunt capabili să gândească așa de departe. Nu cred. Pur și simplu profită de anumită conjunctură guvernanții noștri. Dar nu cred că ei se gândesc la o tradiție în politica externă românească. Nu, să fie ceva în mințile noastre. Poate subconștient. Adică ceva de genul, suntem între două mari puteri și să încercăm să profităm de pe ambele. Poate da. Mai multe subconștient să fie ceva. S-ar putea să fie ceva, mai ales în țara românească, pentru că aici întotdeauna acest dublu standard parcă e mai dezvoltat decât în alte zone ale României. Marius Deaconescu, lector universitar, Facultatea de Istorie a Universității București. Am vorbit despre tot felul de lucruri necunoscute legate de evul mediu românesc. Dar hai să vorbim puțin despre imaginea acestor eroi din evul mediu transpus astăzi. Cum s-a creat această imagine? Pentru că ea nu vine consultând poate izvoarele epocii. Ea e de factură mult mai recentă. Să nu uităm că românul din ziua de azi învață mai multe istorie la televizor sau din filme și mai puțin din cărți de istorie. În condițiile în care ai, să zicem, o jumătate de pagină despre Ștefan cel Mare sau Iancu de Hunedoara în cărțile de istorie și ai două, trei ore de film care se repetă la anumite posturi, românul învață în special istoria de acolo. Filmele, așa numita epopee națională, care a fost creată cu un anumit scop bine definit în timpul comunismului la începutul anilor 70, probabil după 71, nu? Celebrele teze ale lui Ceaușescu, atunci a început, practic, exceptând două, trei filme istorice create înainte, da. Atunci a început cu Ștefan cel Mare, cu... Nu știu în dacă general, cam ce este film istoric, conține multe mituri și multe falsuri, din păcate. Dar ele sunt date și astăzi, Poate, da, pentru poate că ar trebui un ghid de urmărire acestor filme. Pe baza acestor filme s-au creat niște personalități, regizori și scenariști. Mă refer în special la binecunoscutul Sergiu Nicolaescu, tot respectul pentru cunoștințele sale și de istorie și în special realizările sale în cinematografie, dar din păcate pot să spun deschis, dânsul a falsificat multe istorie, prezentând eroi cu o imagine falsă.
Vă dau niște exemple. Hai să nu mă refer neapărat în primul și în primul rând la Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare. Sunt și alți regizori, nu doar el, dar acum el poate că este mai în față pentru că este autorul... Da, Ștefan cel Mare, telefon n-a fost făcut de el. Nu a făcut, știu, dar oricum are multe filme istorice. Dar hai să nu legăm de Sergiu Nicolescu. În general, filme istorice. Țin minte, de exemplu, un episod dintr-un film mai puțin ca importanță, un personaj mai puțin cunoscut, Pintea Viteazu. Mă nu mai știu cine e regizor acolo și cine e autor. A jucat rolul personaj principal Florin Piersic. Așa. A făcut un rol remarcabil. Un film e bine jucat și ca și eu sunt maramureșan și automat în vremea aia când a apărut filmul, ne bătea inima la toți maramureșenii, bineînțeles. Și pentru toți Pintea Viteazu rămâne un personaj de prim rang. Dar vă dau exemplu de câteva minciuni mari minciuni. Românii erau asupriți de către Habsburgi și luptau împotriva Habsburgilor. Asta e mesajul din film. Fals. Pintea Viteazu era un tâlhar la drumul mare. Pentru că în acea perioadă, fiind revoluția curuților, răscoala curuților din Ungaria, deci între 1703-1711 s-au răsculat noblii maghiari din partea Ungariei și automat, fiind perioadă de lupte, război civil, automat profitau care de anarhie. Exact. Erau mai mulți ca și Pintea Viteazu și ei aveau niște trupă, niște tâlhari pe lângă el și atât austriecii cât și ungurii încercau să-i aducă de partea lor în anumite conflicte majore. Și așa a intrat în istorie Pintea Viteazu. Nu se supere maramureșenii mei că îl fac tâlhar. Dar asta haiduc, asta Grecia, înseamnă de fapt. Da. E un fel de tâlhar la drumul mare. Bun, că el împrăștea banii la săraci. Firește că așa își cumpăra tăcerea. Bineînțeles. Împrăștim banii la... În fine, asta contează. Imaginea aceea. Românii se luptau cu Habsburgii. Nu e adevărat. Tocmai Habsburgii sunt cei care i-au sprijinit pe români în conflictul care începea între români și unguri atunci. Habsburgii au fost partea, să zicem, dreaptă a luptei. Îmi amintesc de un alt film despre Vlad Țepeș, un film făcut în perioada mai recentă, anilor 80 spre sfârșit, în care apare o discuție între el și Ștefan cel Mare. Scenaristul rezolvă foarte elegant vreau să mă întorc episod. La momentul Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare. Noi știm care, că erau prieteni. Vlad Țepeș, lui Ștefan cel Mare, tu te faci că mă ataci. Iarăși o minciună care se regăsește și în cărțile de istorie. De exemplu, mulți istorici încearcă să explice de ce a atacat Chilia și automația românească Ștefan cel Mare când Vlad Țepeș a lovit de către turci ca să salveze Chilia din mâna turcilor. Nu e adevărat, pentru că de pe mare atacau turcii, de pe uscat atacau astea lui Ștefan cel Mare. Era o conlucrare a celor două armate moldoveană și otomană împotriva lui Vlad Țepeș. Deci e falsă teoria. În film, la fel, e fals prezentat. Acolo se spune că ar fost un aranjament între Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare. Absolut deloc. Deci își scotea ochii care pe care. Un caz similar este în filmul cu Mihai Viteazu. Dacă țineți minte, când Mihai Viteazu intră în cetatea Sucevei, se ceartă cu un capitan polonez și se predau, zic că ei nu pot să lupte cu domnul Țării Românești, fiindcă e român de-a lor și ei sunt români, și se supun domnului Țării Românești. De ce s-au supus moldovenii domnului Țării Românești? Simplu, domnitorul a fugit din țară, nu mai erau oaste adunată, de Ieremia Movilă fugise la polonezi și aveau de ales. Fie se supun, fie își pierd capetele. Pentru că, de regulă, întotdeauna când exista ocazia, muntenii și moldovenii se scurtau de capete. Adică n-au fost prieteni. Întotdeauna au fost animozități între domnii și armatele celor și populațiile celor două țări. Sentimentul național este o creație modernă. Deci putem vorbi de sentiment național, de naționalism românesc, din secolul XVIII-XIX încolo, dar nu mai devreme. În evul mediu era moldovean și era muntean. Absolut deloc nu era român în evul mediu. Vorbeam aceeași limbă, au descoperit-o literații, cei care știau carte, genul Iron Costin sau lui Horea Ureche. Dar oamenii de rând puțin interesa asta. Criterii judecau atunci? Noi suntem Moldova și avem pe domnitorul nostru, ei sunt muntenii așa. Criterii de supunere. Exact. Deci o ierarhie strictă, noi avem drepturi care ne sunt confirmate de domnul Țării Românești sau moldovenii, drepturi care sunt confirmate către domnul Țării Moldovei. În rest nimic altceva. Erau două puteri, două state cu interese distincte. Revenind la filme, este destul de trist că iată, în ultimii 20 de ani nu s-au reluat teme ale istoriei medievale. Filme de istorie. S-a făcut ceva despre istoria recentă, unele interesante, remarcabile, altele
discutabile. Acest curent este... Dar foarte puțin ne-am dus în urmă. În general, după 90, nu doar în filmografie, dar și în istoriografia română, istoricii. Dacă până în 90 majoritatea studiau Evul Mediu, după 90 majoritatea istoricilor studiază istoria contemporană. Asta se cere pe piață. La fel și în filme. S-au săturat oamenii de filme despre Evul Mediu și s-a cerut pe piață ceva despre epoca contemporană, comunistă, interbelică și așa mai departe. Dar vreau să ce film ați face acum, dacă... Mihai ce Viteazul. Film ați propune? Mihai Viteazul l-ați face? Altfel. Cum l-ați face? Altfel, total diferit. Adică, așa, câteva idei, cum l-ați face? Scoate în evidență rolul românului Ștefan Iojiga, cel care este artizanul proiectului de unire. Aș reflecta real poziția și rolul lui Sigismund Báthory, principiul Transilvaniei, și aș integra toată unirea, tot procesul acesta, sau tot momentul Mihai Viteazu, în războiul de 15 ani, în contextul european. Adică aș arăta ceea ce se întâmplă cu adevărat. Conform documentelor, conform surselor. Locul nostru real în Europa, în acel război. Mihai Viteazu a fost un mare domnitor. Știți de ce? O perioadă, câteva luni, un an, doi, un an și ceva, pardon, el a fost adus greul luptelor cu turcii, finanțat de către partea austriacă. De ce? S-a încercat prin crearea unui front la Dunăre să se elibereze presiunea otomană în centru și nordul Ungariei. Dar o vreme scurtă a jucat un rol important. Din păcate, cei care scriu despre istoria războiului de 15 ani în istoriile universale, puțin menționează rolul lui Mihai Viteazu. Deși împăratul Rudolf recunoaște rolul jucat de Mihai. Deci cei care conduceau Liga Sfântă atunci au recunoscut rolul lui Mihai. Noi mergând pe latura cealaltă, exagerând rolul lui Mihai, iarăși nu facem bine. Undeva la pentru că nu mai suntem credibili. Exact. Ne autodecredibilizăm, din păcate. Dacă am găsit un echilibru și am privit istoria real, poate că am fi recunoscut și pe plan internațional. Iată că este interesant. Până la urmă și acea unire, mă rog, de scurtă durată, care avea la bază mai mult considerente strategice, militare, înțeleg, decât motivația naționale. Unirii a fost pur și simplu strategică. Care este motivația? În 1526 dispare la Mohaci regatul Ungariei ca putere militară și politică în centrul Europei. Pentru că până atunci Ungaria a ținut greul în fața turcilor. Practic, se rupe echilibrul de forțe în zonă. Da? Austriecii n-au fost în stare să echilibreze puterile în zonă. O că s-au luptat austriecii cu turcii, a avut interes mai mult în zona Sloveniei sau granița cu Austria, în zona Graz încolo, și mai puțin interesa zona aceasta noastră, decât în anumite momente în care mai înaintau austriecii în Transilvania, cum a fost 1551-55, sunt 1600, da? În rest, nu interesa. Acum, în jurul 1600, în timpul lui Mihai Viteazu, în contextul războiului de 15 ani, austriecii și-au dat seama, nu austriecii, pardon, principiul Transilvaniei, la sfatul lui acestui Ștefan Iojiga, un român puțin cunoscut de către noi, și-au dat seama că dacă se unesc cele trei principate, pot crea o forță militară puternică. Exemplu este după Călugăreni. La Călugăreni, după bătălie, Mihai se retrage și vine armata din Transilvania și sub comanda lui Sigismund Báthory era armata Transilvaniei, era armata țării românești și armata țării Moldovei. Deci era o armată unită a celor trei principate. Și așa a fost o forță care i-a dat peste Dunăre pe turci. Și atunci s-au speriat și turcii, dar și austriecii. Și-au dat seama că cele trei țări unite sunt un pericol, sunt prea puternice. Și de aceea austriecii au cultivat, să zicem, în mintea lui Sigismund Báthory ideea renunțării la tron. A avut un duhovnic care era servit austriecilor. Și duhovnicul a reușit până la urmă să-l determine pe Sigismund Báthory să renunțe. Era un pic mai slab, să zicem, de caracter. Visase, fiind tânăr, 19-20 de ani, un puștan, visase la mari funcții, mari demnități, mari coroane, să fie rege peste sârbi, peste bulgari, peste români, în fine, și a dat seama că efortul prea mare. Oricum, a avut și un rol important în războiul 15 ani. În fine, Sigismund a renunțat până la urmă această idee, dar Mihai a preluat ideea. A preluat ideea pentru că era conștient. Unite, cele trei țări sunt o forță. Așa s-a născut ideea unirii atunci. Ideea care s-a uitat două secole. De-abia pașoptiștii o descoperă. Știți că în cărțile de istorie din secolul XIX, nici rare ori este pomenit Mihai Viteazu. Bine, răsând la o parte, readucea lui de către Bălcescu, dar n-a avut un impact mare atunci în istoriografie. Dar în manualele de istorie de mijloc de secol... Iarăși nouă ni se pare că acea carte a n-a avut schimbat un impact atunci. Cartea lui s-a viziune. Publicat în multe ediții după 1920 încoace.
Atunci a început să fie scos în față Bălcescu și mai ales în timpul comunist. De ce? Atunci, în perioada secolului XIX, Bălcescu a contat mai mult cu ideile sale politice și mai puțin cu contribuția sa de istoric. O istorie, istoric puțin, mult spus. Era mai mult un fel de beletristică. Și asta și este, de fapt, cartea lui Românii sub Mihai Voievod Viteazu. E mai mult un roman istoric, hai să fim serioși. Nu a studiat documente, nu a mers în arhive, nu a studiat propriu-zis conform metodelor istoriografice din secolul XIX. Deja în secolul XIX avem o istoriografie în Occident la rang de istorie pozitivistă. Noi eram încă romantici, întârziați, dacă ne raportăm la nivelul lui Bălcescu. În fine, noi l-am descoperit pe Mihai Viteazu și pe Bălcescu automat cu istoria sa lui Mihai Viteazu de-abia după 1918, după Marea Unire. Abia atunci îl descoperim. Și un rol important l-are regele Ferdinand și cei din jurul său, care a trebuit să găsească un simbol în istorie. Exact. Și așa ne explicăm și repetarea intrării în Alba Iulia. Exact. Titlul de mare voievod pentru moștenitorul tronului. La 300 tronului, de ani și tot, ceva. Tot era simbolistică. Abia atunci, după 1920, nu mai știu acum exact, 20 sau 21, este adus capul lui Mihai Viteazu și pus la Mănăstirea Daliu, cu ceremonial foarte mare, cu tam-tam, în presă, festivități grandioase, dar în special titulaturile care le-au luat atunci regele României. Deci iată că rămânem măcar în această seară cu ideea unui film istoric. Mihai Viteazu revăzut. De ce nu am reconstituit epopeea națională prin astfel de filme? Găsești în letopisețele moldovenești o serie de povești absolut fantastice. În izvoare găsim multe fapte interesante. Și în cronici, în letopisețe sau în documente sunt multe fapte interesante. Inclusiv bătălii între frați care ajung să scoată ochii unul altuia pentru a nu mai răvni celălalt la tron. Asta era absolut terifiante. Acest obicei de a scoate ochii fratelui sau tăia nasul sau schilodii în general era o regulă la noi, nu doar la noi, și la sârși la bulgari în general. Asta era spiritul era moștenit de la Bizanț. Era un obicei moștenit la bizantini. De ce? Schilozii nu puteau să ocupe tronul. Și, bine, Vlad Țepeș a apelat la soluția finală, adică executare, și așa a scăpat de orice pretendent. Dar alții preferau să taie nasul sau să scoată ochii. Se lase în viață. Se lase în viață și așa știau că nu o să poată să ia tronul. Marius Diaconescu, doctor în istorie, lector la Facultatea de Istorie a Universității București. Am discutat în această seară despre Evul Mediu și despre cât de contemporan este până la urmă sau ar trebui să fie Evul Mediu românesc, ca să înțelegem mai bine ce este România. Nu? E destul de contemporan Evul Mediu. Ne putem găsi eroi din Evul Mediu astăzi, îi putem regăsi, dar aș propune totuși o viziune realistă în care să nu-i mitizăm. Sunt mari, au fost mari și Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, dar mai sunt și alții mari. Un Radu cel Mare, chiar Radu cel Frumos, atât de hulit, fiindcă era fratele lui Vlad Țepeș, care s-a închinat turcilor. Un Ioan Vodă cel Viteaz. Petru Cercel. O mulțime. Absolut. Chiar Movileștii. Chiar dacă s-au închinat polonezilor. Au un rol în istorie. Dar să nu încercăm să limităm istoria medievală doar la istoria unor mari personalități. Noi știm foarte puțin din istoria medievală. De regulă, mulți istorici se pricep la Mihai Viteazu sau Ștefan cel Mare, dar foarte puțin se pricep la restul. De exemplu, în istoria Transilvaniei, noi cunoaștem doar Răscoale Bobâlna sau Gheorghe Doja și nu știm ce a fost Transilvania în Evul Mediu. La istoria Țării Românești sau Moldovei, știm Vlad Țepeș și Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, dar domnitorii dintre ei ăștia memărunței nu-i cunoaștem. Dar ce a fost în spate domnitorul, boierimea, rolul jucat de boierime, nu-l cunoaștem. Familii care au supraviețuit. Putem face o comparație cu ziua de astăzi, pe plan politic. Așa cum astăzi sunt oameni de afaceri grei care, trebuie să recunoaștem, au un rol în politică, direct sau indirect, la fel și în Evul Mediu. Altă fațetă chiar a lui Mihai Viteazu, acum am amintit, știți cum a urcat el pe tron? Cum a strâns avere să-și cumpere tronul? Făcând negoți cu oi. Că l-a cumpărat. Făcând negoți cu oi. Vânzând oi în Imperiul Otoman, a strâns bani și și-a putut cumpăra tronul, luând și împrumut. Câte povești frumoase ne poate spune istoria noastră medievală. Vis-a-vis de, uitați, face o comparație cu istoria contemporană. Prima acțiune anti-otomană a lui Mihai Viteazu a fost strângerea creditorilor la un chef și uciderea lor. Acest
eveniment este perceput în istoriografia noastră și de populație în general ca o faptă măreață, de vitejie. Dar ce înseamnă astăzi? Ce înseamnă astăzi? Să ne strângem băncile directorii de bănci sau patronii băncilor, să adunăm și să le dăm foc să omorâm. Cum ar fi privit această acțiune oare astăzi? Ar fi o barbarie. Ceva de înseamnă că o barbarie a fost și acțiunea lui Mihai Viteaz atunci. Deci aveau dreptate. Atunci, în noiembrie 1593 sau 4, cum mai știu acum ce scuze, 4, pardon, când i-a strâns pe acei negustori, acei creditori și i-a omorât, practic a făcut o barbarie. Deci, dacă privim echilibrat lucrurile, vedem că nu toate au fost fapte de vitejie. Nu, acum, și Ceaușescu, la un moment dat, a refuzat să mai plătească și a lăsat... Da, dar nu a executat bancherii. Nu, nu a executat, că n-avea cum, era exact. La Washington. Dar a început să critique foarte mult finanțele occidentale. Nu știu dacă citise această poveste, dacă era la curent, dar poate vreun consilier i-o fi spus-o. Ceaușescu a avut niște istorici cu greutate academică, să nu zic direct, altfel, care l-au consiliat. Au fost cel puțin doi membri Academiei Române, istorici, care au fost apropiați lui Ceaușescu. Și au avut un impact major și în istoriografie, dar inclusiv în formularea acelui concept Epoca de Aur. Din păcate. Și mi-e rușine ca istoric, că membrii ai Breslei istoricilor au avut acest rol în politica românească în timpul lui Ceaușescu. Iată cum, iarăși, istoria medievală vine peste noi până aproape de zilele noastre. Mulțumesc foarte mult pentru această seară. Mulțumesc și eu foarte mult invitație. Profesorului Marius Iaconescu. Mulțumesc tuturor ascultătorilor pentru această seară. Ne auzim din nou marțea viitoare, întrebându-ne din nou ce este România. Sunt Ovidiu Nahoi și vă doresc o săptămână minunată. Toate cele